încercăm să aducem în conștiința românului un lucru foarte simplu. Nevoia de asigurare. Nevoia de asigurare care probabil că e percepută oarecum greșit. Nu e o taxă, nu e un produs de lux, nu costă foarte mulți bani. Dacă comparăm nevoile vieții noastre aproape zilnice sau lunare, asigurarea ar trebui să-și găsească și ea un loc nu special, nu aparte. Să-și găsească un loc în ceea ce facem noi în viața noastră, pentru că efortul de a construi ceva, efortul de a avea un bun de preț material, cum este o casă sau un locaș, cum este acest locaș care este în spatele meu, unde învață copiii, înseamnă un efort extraordinar. Poate petreci o viață întreagă ca să-ți construiești o casă și în câteva clipe poți să o pierzi. Datorită catastrofelor naturale care s-au mulțit de la an la an, chiar și pe teritoriul României, în special inundațiile și alunecările de teren, aceste lucruri sunt neglijate de oameni, din nefericire. Încă se așteaptă, nu știu ce, ajutoare din partea guvernanților, dar știți foarte bine că acest lucru nu mai este posibil. Și în contextul legii asigurării obligatorii de locuință, care este tot un demers cu caracter social în a-i determina, conștientiza pe oameni ca să se protejeze, să se protejeze prin efortul propriu. Și nu, cum spuneam, nu este, de punct de vedere financiar, o investiție mare, ba din contră, este neglijabilă. Toate aceste lucruri și cu fiecare ocazie prin care noi desfășurăm astfel de activități, încercăm, cum spuneam, să inoculăm în conștiința omului că este mult mai bine să previi contra unei sume modice de bani, cum spuneam, aproape neglijabilă, decât să suferi și să cauți după aia în stânga și în dreapta să te ajute cineva, și acest lucru va fi din ce în ce mai puțin posibil. Ia câte o simplă poliță de asigurare care este la îndemâna oricui, și toate companiile care sunt prezente aici practic astfel de servicii poate să-ți compenseze de departe efortul material și să-ți dea liniștea necesară după, cum spuneam mai devreme, o viață de muncă. Tot ce spuneți dumneavoastră, au trăit deja localnicii din aceste comune în această vară. Credeți că după inundațiile devastatoare prin care au trecut și au schimbat percepția față de conceptul de asigurare, măcar asigurarea de locuință? Eu nu pot să vă dau un răspuns cu exactitate, dar din frecvența asigurării pe care noi l-am vândut sau volumul pe care noi l-am vândut după petrecerea unor astfel de evenimente nefericite, nu pot să confirm că au fost cozi interminabile, ceea ce să ne dea garanția, să spunem, că oamenii au înțeles aceste evenimente și efectele nefericite pe care le produc. Parțial și-au însușit și au început să se apropie, să întrebe sau chiar să și cumpere astfel de protecții. Însă, cum spuneam mai devreme, ceea ce facem astăzi este un eveniment care se înscrie într-un program mult mai larg, care nu se dorește să se termine astăzi, că a început anul școlar sau luna viitoare. Este un proces permanent de conștientizare a populației la care noi ne-am angajat și care poate să dureze ani de zile. Am convingerea că și intrarea în europeană și alinierea la practicile internaționale din Europa în domeniul asigurărilor, dar și activitatea pe care noi, efortul pe care îl facem împreună cu ceilalți colegi din industrie, încetul cu încetul vor ajuta și oamenii să înțeleagă și să recurgă la această formă de protecție care este la îndemâna oricăruia și e foarte importantă în viața noastră.